pentru că învierea este garanția neprihănirii noastre. În învierea lui Isus Hristos. De aceea, în primul viac al creștinilor și toți creștinii au celebrat cele două evenimente moartea Domnului Isus și învierea Domnului Isus atât în actul Euharistiei, în actul împărtășaniei a cinei Domnului, cât și în actul botezului. În Sfânta Împărtășanie, la cina Domnului, sărbătorim prin frângerea pâinii moartea Domnului Isus Hristos, dar celebrând revenirea Domnului Isus pentru că El a înviat. Iar la botez, această lucrare deosebită, prin scufundarea în apă, înseamnă că am murit împreună cu Isus Hristos. Carea din apă înseamnă că ne am înviat împreună cu Isus Hristos la o viață nouă. De aceea noi credem în proclamarea învierii Domnului Isus, încât Sfântul Apostol Pavel uh, spunea așa de frumos, să-L cunosc pe El, pe Hristos și puterea învierii Lui. Nu spune puterea morții, ci puterea învierii, pentru că în învierea lui Isus Hristos este garanția învierii noastre, a Duhului nostru și Sfântul Apostol Petru afirma atât de frumos, atât de clar, spune, binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos care, după îndurarea sa cea mare, ne-a născut din nou prin învierea lui Iisus Hristos din mort la o nădejde vie, la o nădejde și la o moștenire nestricăcioasă și neîntinată. Deci învierea Domnului Iisus Hristos este lucrarea tainică ce se petrece în noi când suntem născuți din nou prin același Duh. Duhul de viață care l-a înviat pe Iisus Hristos este Duhul de viață care aduce în noi nașterea din nou. De aceea, noi proclamăm învierea lui Isus și credem că este extrem și este atât de important și este fundamental să proclamăm învierea lui Iisus Hristos. Pentru că învierea, dragii mei, este garanția învierii noastre. Învierea Domnului Iisus Hristos este siguranța învierii noastre, dar în același timp sunt niște lucruri tainice când ne gândim la învierea Domnului Iisus Hristos. Încât Sfântul Apostol Pavel spunea în Efeseni. de aceea vine marșul învierii, pentru că în înviere sunt niște implicații Fantastice. Sfântul Apostol Pavel, într-o rugăciune din... Epistola către Efeseni spunea, mă rog ca Dumnezeul Domnului Iis nostru Iisus Hristos, Tatăl Slavei, să vă dea un duc de înțelepciune și de descoperire în cunoașterea Lui, în cunoașterea Lui Hristos. Și acum fiți atenți să spuneți, să vă lumineze ochii inimii ca să puteți pricepe care este nădejdea chemării Lui, care este bogăția slavei moștenirii Lui în Sfinț și care este față de noi credincioșii nemărginita mărime a puterii sale, după lucrarea puterii tăriei lui pe care a desfășurat-o în Hristos prin faptul că l-a înviat din morți și l-a pus să șadă la dreapta lui Dumnezeu. Observați cât încărcătură este în învierea Domnului Isus, cum în învierea lui Isus Hristos s-a manifestat, s-a desfășurat întreaga forță divinității. Cred că învierea lui Isus Hristos este startul vieții Noastră de credință. Toți ar fi vrut să știe că Hristos a murit și să, să fie doar mort. Ar fi vrut și romanii, ar fi vrut însă și diavolul. Însă Hristos a înviat, care este pârga celor adormiți, este garanția noastră, este, dragii mei, începutul învierii, pentru că au fost și alte învieri până la învierea Domnului Isus Hristos, dar erau învieri care n a garantat o trăire pentru totdeauna. Singura înviere care a fost pentru totdeauna a fost învierea Domnului Iisus Hristos și El a înviat într-un trup nou. Și învierea lui Iisus Hristos este ceea ce ne va furniza și nouă o înviere, la fel când și trupul nostru, supus slăbiciunii, va fi înviat și va avea un trup asemenea lui Iisus Hristos. Când se manifestă puterea învierii, în viața noastră se manifestă puterea Duhului Sfânt. Încât Sfântul Apostol Pavel spunea în Romani, capitolul 8, în care zice, noi acum suntem sub o nouă lege, suntem sub legea Duhului de viață a lui Isus Hristos și îmi place atât de, de frumos ce spune Pavel, Sfântul Pavel în Romani 8, fiindcă voi zice, nu mai sunteți pământești, ci duhovnicești, dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi. Dacă nu are cineva Duhului lui Hristos, nu este al lui Hristos. Și dacă Hristos este în voi, da, trupul vostru este supus morții din pricina păcatului, dar Duhul vostru este viu din pricina neprihănirii. Și dacă Duhul Celui ce a înviat pe Iisus Hristos dintre cei morți locuiește în voi, Cel ce a înviat pe Hristos Iisus din morți va învia și trupurile voastre muritoare din pricina Duhului Său care locuiește în voi. Iată, prin învierea Domnului Iisus Hristos, asistăm la o nouă geneză a noastră. La o nouă geneză a trupului nostru prin învierea lui Isus Hristos și prin Duhul care l-a înviat pe Isus, prin Dumnezeu, Duhul Sfânt, trupul nostru este pecetluit cu, cu Duhul Sfânt al Dumnezeu, fiind născuți din nou, fiind botezați cu Duhul lui Dumnezeu și noi, dragii mei, devenim e, oameni vii pentru Hristos și odată trupul nostru, pentru că este sub sigiliu Duhului Sfânt al Dumnezeu, va învia. Iată de ce cred și credem că învierea este, dragii mei, de baza de la care trebuie să pornim. Este garanția și a neprihănirii noastre, pentru că în învierea Lui Isus Hristos avem e, îndreptățirea noastră, în moartea Lui Hristos avem iertarea păcatelor și în învierea Lui Isus Hristos este garanția neprihănirii, intrarea într-o stare după voia lui Dumnezeu. Și în același timp, în învierea Lui Isus Hristos și Duhul de viață Lui Hristos este ceea ce ne, ne dă, nădejdea în trupului nostru